Ne bucurăm în continuare de colaborarea pe care o avem cu delegația Uniunii Europene. Sunt sigur că va fi cel mai valoros, cel mai important proiect pe care a fost vreodată realizat aici la Ungheni. Eu cred că cea mai bună idee este să aducem valorile europene la noi acasă. Cetățenii municipiului Ungheni au avut posibilitatea să viziteze mai multe orașe europene. Probabil și faptul acesta i-a mobilizat pentru ca să se implice și să facă schimbarea. De noi depinde schimbarea la noi acasă. Consultarea cetățenilor este un proces esențial într-o democrație. Evenimentele de la Cahul și Ungheni se înscriu în acest proces de consultare a cetățenilor pentru reabilitarea centrelor urbane. Aceste activități sunt parte a programului UE pentru Moldova, regiuni cheie, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD și UNICEF. Programul își propune consolidarea capacităților autorităților publice locale, îmbunătățirea accesului la serviciile publice, dezvoltarea economică, crearea locurilor de muncă. Toate acestea sunt pentru a crește calitatea vieții cetățenilor în ambele regiuni.